În aceste zile, credincioșii din Sibiu și-au îndreptat pașii cu evlavie și speranță spre Biserica Sfântul Ioan Iacob din municipiu, locaș de cult ce a adăpostit timp de 4 zile icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea, adusă de la Biserica Mihai Vodă din București. Ieri seară, înainte de plecarea delegației din București, parohia sibiană a oferit credincioșilor un concert de priceste. Credincioși din municipiul Sibiu au venit ieri seară la Biserica Sfântul Ioan Iacob pentru a se închina icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea, adusă joi de la Biserica Mihai Vodă din capitală. Cei prezenți au participat și la un concert de pricesne oferit de cenaclul Lumină Lină. Dar credința mea îmi spune că mulți nu văd ai lui printr-o tainică minune crucea Domnului. Mesajul nostru este unul al limpezirii minții, al gândului bun, al iubirii față de Maica Domnului și al reîntoarcerii la simplitate. Pricesnele pe care noi le cântăm, cu care ne adresăm de fiecare dată oamenilor din România, sunt de fapt un mesaj că se poate ajunge la Dumnezeu și prin gesturi simple, dar sincere. Deși pricesna religioasă nu este un cântec simplist, dar el adună, chiar și versul este un vers merit. Ați văzut aici la Sibiu cu câtă dragoste și cu câtă emulație s-au adresat Maicii Domnului direct, convinși că Maica Domnului ascultă credincioșii sibieni. Iar acest cenacul Lumină Lină, cu aproape 500 de manifestări în toată țara și în străinătate, reușește să supraviețuiască într-o România a proiectelor complicate, compromise și fără prea multă continuitate, tocmai pentru că oamenii care l-au alcătuit în acest an 2019 și întotdeauna oamenii care l-au alcătuit au fost oameni sinceri. Iar Maica Domnului i-a iubit. La icoana de la Mihai Vodă, care a venit la Sibiu în aceste zile, s-a evidențiat încă o dată că Maica Domnului cântă împreună cu noi, că a fost împreună cu noi, nu ne-a părăsit niciodată. După concertul de pricesne, delegația care a adus icoana a plecat înapoi în București. Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea se păstrează la Biserica Mihai Vodă din capitală din anul 1666.